Bine ați venit la conferința de presă cauzată de ședința Comitetului Politic Județean al Organizației Județene PSD Bacău, care a stabilit și a aprobat în unanimitate lista pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, atât pentru Senat cât și pentru Camera Deputaților. Așa cum am spus, și în august, dacă actuala guvernare Orban își dorește cu orice preț organizarea de alegeri, deși cred că numai timp de alegeri și perioada de alegeri nu este acum în România, noi trebuie să ne prezentăm la linia de start, la fel cum am făcut-o și la locale, fără să cheltuim bani publici în precampanie, dar în campania electorală ne vom face simțită prezența, așa cum știm mai bine, și am demonstrat acest lucru în septembrie 2020. Au fost două momente la această ședință, unul în care am mulțumit față în față tuturor candidaților PSD de la alegerile locale din 2020, fie că au devenit câștigători primari, fie că nu au fost câștigători, și mi-a făcut plăcerea și bucuria să las o amintire fiecăruia dintre ei și pentru mine și pentru toți colaboratorii mei, o sticlă de vin numită Caracter, pentru că eu cred cu un mulțumesc simplu, pentru că nu e foarte greu în viață să spui mulțumesc și să rămână o amintire la această frumoasă campanie pe care am încheiat-o cu o victorie pe care nu mai este cazul să o analizez. Singura victorie a unei organizații PSD împotriva unei alianțe de dreapta PNL-USR+. Iar această victorie, din punctul meu de vedere, a avut la bază două, trei ingrediente foarte simple. Unu, tăria de caracter a organizației. Doi, foarte multă muncă și valorizarea proiectelor și a muncii pe care am făcut-o în cei 4 ani în județul Bacău, în toate cele 93 de localități. De ce am început cu tăria de caracter? Pentru că eu am văzut pe lamentabilul candidat al dreptei de la Consiliul Județean undeva în ultima săptămână de campanie, afirmând, împăunându-se cu faptul că, domnule, noi n-am luat pe nimeni, de niciun primar de la Ciuma Roșie. O ipocrizie mai mare ca asta n-am văzut. Pentru că și eu și colegii mei și toți cei 60 și ceva de primari pe care PSD-ul i-a avut și a recâștigat acum, într-un fel sau altul au fost fie sunați de la cel mai înalt nivel, fie interpelați de președintele organizației, de fel de fel de parlamentari, de prefectul județului, și noi v-am ținut la curent din ianuarie și până astăzi cu toate aceste presiuni care s-au făcut pe ei și de care știm cu toții, dar de multe ori nu le recunoaștem. PNL-ul a presat la maxim organizația PSD Bacău din noiembrie anul trecut până în 15 august când s-au depus dosarele. N-au putut să desprindă pe nimeni din organizația PSD și sigur că asta are la bază o relație interumană stabilită între oameni din interiorul organizației, primari, parlamentari, președinți de organizații sau alți membri acestui partid. Și evident, totul având la bază acest element care este de actualitate oricând în viața noastră, și anume caracterul, nu trebuie să uităm de acest lucru niciodată. Partea a doua, analiza lucrărilor, n-am mai detaliat-o și pentru că am făcut-o pe zone. Partea a doua s-a axat cu precădere pe listele de parlamentari și o mică reorganizare la PSD Unești. Pentru 6 decembrie, organizația județeană PSD Bacău la Senat sau în fruntea listei de parlamentari PSD Bacău o propune pe doamna dr. Bianca Purcărin. Eu îi mulțumesc pentru cecul înalt pe care l-a dat organizației județene PSD. Vă mărturisesc că este corect să fac acest lucru, că nu a și-a manifestat dorința ca să candideze. Noi i-am făcut această ofertă și au durat discuțiile câteva zile. Îi înțeleg rezervele de a intra și în această în lumea politică,
Dânsa este, pentru cei care nu o cunoașteți, este și cheia de boltă, dacă doriți, dar și vârful de lance în lupta cu coronavirusul la Spitalul Județean de Urgență Bacău. Este medic ATI, are 42 de ani. A terminat facultatea în 2004 a început rezidențiatul. A activat la Spitalul Militar din București până în 2015, când a venit la Spitalul Județean de Urgență Bacău și de atunci este medic coordonator al echipei, este medic primar ATI, medic coordonator al echipei de transplant, medic coordonator al punctului de transfuzii din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău și medic responsabil cu administrarea de plasmă de la convalescenți la pacienții COVID pozitivi. Îi mulțumesc încă o dată și în numele meu și în numele colegilor și sunt convins că ne va ajuta atât cât poate și în această campanie, dar și în următorii 4 ani, pentru că eu îmi doresc ca doamna viitor senator Bianca Purcărin să fie vârful de lance pe zona sănătății în județul Bacău și de ce nu și scutul atunci când este cazul pentru Spitalul Județean de Urgență Bacău, pentru că efectiv în această pandemie Spitalul Județean de Urgență a fost sub asediu, sub asediu coronavirusului, dar și sub un asediu politic pe care noi l-am mai dezbătut și l-am mai discutat. În continuare sunt medici, sunt aparate, sunt ventilatoare, sunt 4 la Spitalul Județean de Urgență care nu sunt folosite pentru că DSP-ul nu dorește să disloce medici de la alte spitale din județ, în special din nord-vestul județului, și acest lucru trebuie, noi l-am mai spus și vi-l mai spunem. Cam aceasta este scurta prezentare a doamnei Bianca Purcărin. O să participe probabil la miercuri la depunerea dosarelor la biroul electoral. Evident, fac o precizare de la început. Știți că eu am fost împotriva unei candidaturi pe timp de pandemie la alegeri locale, în speță candidatului de la Pro-România. Numai că noi, de această dată, noi nu-i solicităm nici să-și ia concediu de odihnă sau concediu medical, în schimb, vă asigurăm și îi asigurăm pe toți băcăuanii că nu va face o campanie așa cum în stilul clasic, așa cum suntem învățați, door-to-door sau mers la întâlniri cu electoratul. Are o misiune mult mai grea și mai dificilă în interiorul Spitalului Județean de Urgență și campania dânsei, cu excepția momentului de la depunerea listelor, va fi o campanie atât cât va fi necesară în zona de online. Numărul 2 la Senat este doamna Cristina Pravăț, membru vechi al organizației PSD, de aproape 20 de ani, profesor universitar la Universitatea Vasile Alexandrin și, un lucru nu lipsit de importanță, liderul de grup al consilierului local în ceea ce s-a numit anul de coșmar în relația cu primăria Bacău. Țineți minte că între septembrie 2019 și septembrie 2020 PSD-ul s-a desprins de cel care a fost primarul Bacăului, Cosmin Necula, și care a fost invalidat de 82% dintre băcăuani, pentru că așa te chem când te votează doar 18% tu fiind primar pe funcție. Îi mulțumesc Cristinei și le mulțumesc celor nouă consilieri care au fost alături de ea și au împiedicat multe nereguli pe care vechiul executiv al primăriei Bacău încerca să-l impună pe agenda publică. Pe locul 3 este doamna Ana Maria Anca Egarmin, actualmente consilier județean. Probabil nu sunt nici idealist, nici naiv. Probabil că va fi în curând îndepărtată din funcția de inspector școlar adjunct. Așa înțeleg cei de la PNL starea de normalitate. Îi mulțumesc doamnei Garmin că are puterea să treacă peste răul pe care îl vor pricini cei din actuala guvernare. La care organizează alegeri, dar se pregătește să închidă școlile. Pe locul 4, doamna Carmen Diema, actual senator, o furnicuță a Partidului Social Democrat, și pe locul 5, singurul bărbat de pe lista de senatori, domnul Dorian Pocovnic. La Camera Deputaților, mâna stângă, mâna dreaptă, și a mea și a președintelui executiv al organizației PSD, domnul secretar general Ionel Floroiu,
actualmente deputat, este, nu mai are nevoie de prezentare, îl cunoașteți cu toții, Băcăman Jet-Beget, alături de organizație, sunt convins că va reprezenta cu cinste Bacău în următorii 4 ani. Locul 2-3, Costel Dunava și Claudiu Ilișanu, prezenți aici, îi cunoașteți, deputați la al doilea mandat, și domnul Floriu tot la al doilea mandat. Practic... Dacă ne-l luăm, domnul președinte. O să comunicăm imediat și obiectivul organizației pe care l-am asumat. Vreau doar să constatați că toți trei colegi împreună nu au mandate câte a avut Ionel Paller. Împreună nu au. Au trei mandate sunt aici de deputați. Ionel Paller avea 4, se pregătea de al 5-lea. Sperăm să luăm pe al 2-lea. E bine că măcar revenim la strângerea de semnături pentru a 13, pentru că o suspendasem la un moment dat. Pe locul 4, domnul Vasile Budacă, președintele organizației PSD Comunești, un om activ pe zona de nord-vest, de la... după ce treci culmea Grigoreniului și până la limita cu Harghita la Ghimeș sau până la Dofteana, Sănii Moldova, Vasile Budacă, și politic și administrativ, s-a implicat în multe proiecte și acest lucru este recunoscut și asumat de foarte mulți primari din acea zonă și sunt convins că va oferi o replică solidă a ceea ce oferă alte partide pentru acea zonă. Pe locul 5, domnul Lucian Bogdanel, îl cunoașteți, a fost coleg, a lucrat în administrația Necula, a lucrat 3 ani, a încercat să facă lucruri, a plecat când a văzut că nu are cu cine sta de vorbă și acolo năzuințele sunt altele. A devenit consilier la cabinetul europarlamentar Dragoș Benea, a avut o activitate importantă în tot acest an, a fost pe tot terenul, l-au simțit și colegii, l-au simțit și candidații de la locale, l-au simțit și colegii de la parlamentare. Poate este o nominalizare surprinzătoare, dar ea are argumentele și fundamentele ei și eu sunt convins că un absolvent de facultate de istorie cu interes pentru a cunoaște noile tendințe în societate poate fi o voce importantă a Bacăului în primul rând și a Partidului Social Democrat în Parlamentul României. Locul 6, doamna deputat Teodora Șotcan, care sunt convins că va fi și dânsa deputat în viitorul Parlament. Locul 7, doamna Dana Sticlaru, la Onești, acolo e o organizație ușor în derivă, dar o să ne revenim. Doamna Dana Sticlaru este director adjunct la Colegiul Dimitrie Cantemir, profesor de psihologie. Noi continuăm să spunem că la Onești educația trebuie să fie pe primul plan, cu atât mai mult cu cât acolo s-a schimbat primarul. Astăzi fac o paranteză cu Oneștiu, s-a împuternicit biroul permanent astfel încât să discute o reorganizare a filialei PSD Onești. Avem acolo un grup de 6 consilieri buni, avem oameni care au activat în campanie, îl avem pe Gelu Panfil, viitor vicepreședinte al Consiliului Județean și sunt convins că ne vom regăsi busola pe care am pierdut-o la Onești, pentru că este evident cea mai mare supărare și frustrare de la alegerile locale la nivelul județului Bacău, ceea ce s-a întâmplat la Onești. Și acest lucru s-a întâmplat sau ieșit cu primarul Ignatiuc în condițiile în care a fost cel mai performant mandat administrativ, am mai spus-o și o să o spun în continuare. S-au realizat, dacă mă gândesc numai la pod, care l-au promis mulți 30 de ani și l-am realizat în perioada 2018-2020. Investiții în sănătate, investiții în educație, deci un mandat administrativ performant, totuși să pierzi alegerile aproape să te apropii de locul 3. Aroganța este cea care a stat la baza acestui rezultat. I-am spus acest lucru domnului Ignatiuc, pentru că tot a vrut să candideze la Camera Deputaților și dânsul are nevoie de o introspecție, o bună perioadă de timp și o mai mare încredere în oamenii care l-au susținut și îl susțin dacă ne lasă să-l susținem, dar trebuie să-și caute explicații oriunde în altă parte, mai puțin în jurul său, pentru că în jurul său și la nivel de județ și la nivel de organizații Onești, toată lumea a tras ca Nicolae Ignatiuc să fie primar. Mă opresc la locul 7. Dacă vă interesează, mai sunt Andreea Sălbaticu.
Cucerescu. Ion Cucerescu, basarabeanul nostru de peste Prut, consilier județean și mulțumesc că a venit și pe această listă. Mai avem nume, dar esența listei v-am prezentat. Dacă sunt întrebări. Eu am încercat, da. Doamna doctor va renunța la cariera... Nu, va putea profesa. Asta a fost prima întrebare pe care mi-a pus-o și dânsa. Va putea profesa. Eu am avut colegi în Senat, o doamnă de la Pitești, care mă bucur să o revăd acum pe locul 1 la Senat, doamna Cristina Stocheci. Profesa și luni și marți era la Senat. Nu, deci va putea profesa. Ce s-a întâmplat cu domnul Șova? Domnul Șova, în viziunea mea și în strategia mea și propunerea mea, a fost locul 2 pe listă la Senat. A declinat această propunere, este membru al Partidului Social Democrat, dar nu se va regăsi la organizația județeană PSD Bacău, nici pe listă la Senat, nici la Camera Deputaților. Repet, e importantă și această întrebare. A declinat locul 2 la Senat. În primul rând, eu sunt pesimist că alegerile vor fi pe 6 decembrie, e posibil să fie în martie, dar dacă vor fi după 6 decembrie, oricum e o întrebare, eu înțeleg curiozitatea, dar mi-ar fi dificil să dau un răspuns acum, depinde de rezultatele finale, nu știu ce fel de partid va fi PSD-ul după 6 decembrie, va fi partid de guvernământ sau nu, e complicat, neavând cifrele în față și neavând mandatele distribuite, să facem acum speculații și... Da, mai putem discuta asta după 6 decembrie. Domnul Sorin Brașoveanu a fost propus să existe? Nu, domnul Sorin Brașoveanu nu. Am eu pentru domnul Augustin. Aș vrea să-l întreb dacă își va continua demersul începute zilele trecute, nu? Cu lista pe care este depus pe semnătura, cu lista schimbării legii 544. Da, eu am devenit co-inițiator pe această inițiativă. Am propus ca cei care cer pe legea 544 informații și ele există deja pe un site, pe site-ul unei instituții, mă rog, există în online, să se răspundă cu link-ul unde există informația, să nu se mai facă încă o dată copii. S-a luat o decizie la grupul nostru parlamentar, ne-am retras semnăturile toți împreună cu colegii mei și urmează să vedem în următoarea legislatură, pentru că acolo sunt niște probleme și de o parte și de alta pe legea 544. Dacă... Am vrut să zic că n-am fost inițiator, am devenit cu inițiator pentru că am venit cu ideea asta. Și... La Consiliul Județean, ce noutăți aveți legat de constituire și de alegerea vicepreședinților? Rămânem consecvenți ceea ce v-am spus. Așteptăm să aibă patalama la mână președintele ales, domnul Valentin Ivancea, care nu va avea în curând o funcție politică semnificativă, pentru că noi ne dorim să performeze din punct de vedere administrativ, sunt multe lucruri de făcut și vrem momentan să-l debarasăm de sarcini politice, astfel încât să maximizeze performanța administrativă. Are multe lucruri de îndreptat, multe lucruri de recuperat și trebuie susținut în acest sens. Așteptăm... Repet, să fie instalat oficial, să aibă drept de semnătură. Înțeleg că va fi undeva la finalul acestei săptămâni. După care, să vedem funcție de ce spun și celelalte partide, să începem negocierile cât se poate transparente pentru a susține Gelu Panfil, vicepreședinte al Consiliului Județean, și un alt membru al unui alt partid, vicepreședinte la Consiliul Județean. Dar fiind vorba, repet, fiind vorba de la aceste locale, fiind vorba de foarte mult uninominal, va cântări mult în
în negocieri și în decizia noastră finală de a susține pe cineva, va cântări numele pe care acele partide le vor propune. Nu este un moft, nu este o aroganță, este o realitate. E important cu cine face alianța și pe cine propulsez. Eu am văzut, am auzit, constat că sunt vreo 3 lideri anti-PSD acum, dar fiecare cu armata lui și tot încearcă să coaguleze la Consiliul Județean o majoritate anti-PSD. Eu nu le urez mult succes, le doresc doar multă sănătate și să nu ajungă cumva să aibă nevoie de Spitalul Județean de Urgență, pentru că nu trebuie să stăm să pierdem timpul în negocieri sterile, în negocieri greoaie. Trebuie să dăm drumul repede la treabă, pentru că adevărata alianță pe care trebuie să o facem și adevărata bătălie pe care trebuie să o ducem cu toții, cred că este cea cu coronavirusul, și să nu să piardă timpul cu fel de fel de negocieri sau pentru fel de fel de persoane care erau sigure pe victoria în alegeri și acum s-au trezit că au ajuns consilieri județeni. Dar ei între timp au fost invalidați de alegători. Deci, departe de noi de a specula și pe această temă, dar suntem dispuși la o alianță transparentă. Cu cine își asumă o alianță transparentă? Cu această organizație PSD care a câștigat totuși alegerile. Nu vă spun că dacă am fi câștigat Oneștiu, se închidea județul din prima, din punct de vedere al majorității, dar totuși rezultatul spune ceva și cred că sunt puțin în derizoriu cei care încearcă să coaguleze 5 formațiuni politice împotriva unui partid, care a mai făcut și lucruri, care se adaptează vremurilor. Practic, președintele acum 2 luni nu era membru al PSD-ului, vicepreședintele Gelu Panfil acum 2 săptămâni nu era membru partidului, capitanul nostru de echipă la parlamentare, ca să fiu foarte explicit și metaforic, doamna Bianca Purcărin, nu era membru al Partidului Social Democrat. Încercăm să schimbăm atât cât se poate, să schimbăm liniile, pentru că lumea are nevoie și cere, lumea cere și competență și profesionalism și oameni noi, dar trebuie îmbinate cu performanța electorală. Dar organizația județeană PSD, sunt mândru să spun, sau cum doriți, este o organizație care a fost pregătită să schimbe din mers și fiecare om prezent pe lista de la locale sau pe lista de la parlamentare are explicația, justificarea și fundamentarea lui. Noi nu ne-am construit listele, la PSD Bacău vorbesc, nu ne-am construit listele începând sau terminând sau punând fel de fel de apropiați, prieteni de familie, cu metri sau ibovnice. Mă interesează dacă un parlamentar din cadrul Partidului Social Democrat a făcut vreo interpelare la Ministrului Finanțelor sau Ministrului Muncii vis-a-vis de actuala situație din cadrul DGASPC. Parlamentar nu, dar știu că președintele nou ales are discuții, a avut discuții în tot acest weekend și ieri cu sindicatele, cu președintele Sorin Brașoveanu, care a fost director de DGASPC, și sigur au contactat guvernul Orban, care trebuie să asigure aceste resurse pentru acești oameni. Deci am făcut interpelări mult mai importante decât aceasta și nu mi s-a răspuns. Am încercat să o luăm pe o cale mai rapidă și directă, pentru că problema e stringentă și o interpelare de parlamentar poate să răspundă în 30 de zile. Noi am vrea să răspundă foarte repede și să dea banii la oameni. Pentru că criza de salarială de la DGASPC Bacău, numai la Bacău, este în toată țara, poate fi rezolvată doar de actuala guvernare. Așa a fost întotdeauna. Guvernarea a asigurat finanțarea pentru aceste persoane. Ați găsit-o pe doamna doctor de la Citare. Da. Ar trebui să spun mai multe lucruri decât e cazul să spun. Eu totuși trăiesc în acest oraș, sunt implicat. Apropo, am văzut, fac o paranteză, am văzut câteva comentarii, ce caută președintele partidului în discuții, că îl conduce, nu îl conduce pe nu știu cine. Dom'le, totuși, eu port responsabilitatea unor nominalizări la începutul campaniei. Acum nu poate președintele Consiliului Județean sau europarlamentarul sau deputatul sau senatorul să semneze o declarație de independență ca să fie fericit câțiva bloguri. Trebuie să existe disciplină la partid, este evident, și este o temă falsă aceasta că încrederea în
între mine și domnul Ivancea sau între colegii mei și domnul Ivancea. Noi nu așa funcționăm, nu așa... Dacă cineva crede că deja au apărut asperități între noi, se înșeală amarnic, dar n-am decât să zâmbesc. În ultimii 2 ani am fost atent la acest nume pentru că am auzit numai lucruri în alb și negru. Din fericire, și pentru dânsa, și pentru noi, și pentru mine, ceea ce am auzit negru nu s-a verificat. Nu vă imaginați că am făcut investigații, nu sunt organ de anchetă, dar stând de vorbă cu oameni, poți să-ți creez o părere, iar ce am auzit de în alb s-a confirmat. Este un om respectat în interiorul Spitalului Județean de Urgență. De fapt, foarte multă lume a spus vreo 2 ani că accede la preamărire, accede la funcții, își dorește să ocupe funcții. N-are funcție de conducere a Spitalului Județean de Urgență, dar este cheia de boltă acolo, în zona cea mai dificilă, cea mai grea, da? Secția de COVID. Pe mine sau pe altcineva din acest partid nu l-a accesat că și-ar dori vreo funcție la partid sau pe administrativă, politică sau nepolitică, sunt constatările mele. Pe mine nu mă poate convinge cineva de ceea ce am trăit eu cu ochii mei sau am auzit cu urechile mele. Și sigur că ceea ce a început prost, prima dată când am auzit, s-a terminat foarte bine pe final, în această vară, în care eu oricum am fost atent și am avut informații și că duce greu acolo și duce de o manieră implicată, responsabilă și aproape aș spune la limita sacrificiului, pentru că totuși este medicul care are cele mai multe ore de gardă făcute în COVID. Și de asta am spus și mulțumesc și nu voi catadixi să fac niciun efort să resping orice ironie, orice glumă nesărată pe acest subiect. Îi mulțumesc pentru încrederea care a avut-o în noi și cecul în alb pe care l-a dat unei organizații politice. Și eu îmi doresc, i-am și spus, îmi doresc foarte mult și eu și colegii mei să nu o dezamăgim, pentru că sunt convins că nici dânsa nu ne va dezamăgi. Domnule președinte, ați avut o intervenție pe Facebook în legătură cu demisia doamnei? Pe Facebook n-am avut nicio intervenție. Am avut o declarație, m-a sunat ziarul de Bacău și m-a întrebat. Tot așa, și eu sunt totuși depozitarul unor impresii, păreri, discuții cu oamenii, oameni de pe stradă, oameni politici, factori administrativi și la un moment dat îți creezi o percepție și o părere. Mă opresc la ce am declarat duminică. Îmi doresc ca nimeni din Partidul Social Democrat, membru mai simplu sau membru cu funcție, să nu mai folosească organizația județeană PSD ca un levier în raport cu oricine. Aici vorbim de toți angajații de la Spitalul Județean de Urgență, de la portar până la manager sau pacienții. Nu mai doresc acest lucru. Asta înseamnă, printr-un exercițiu logic, că ceva totuși n-a funcționat bine sau n-a funcționat cât de cât bine în relația cu personalul medical de acolo și cu pacienții. Eu n-am spus asta. Nu, la Spitalul Județean de Urgență este un manager care a făcut față tuturor provocărilor în această perioadă și a fost țintă piept numărul 1 și pentru USR și pentru PNL, pentru că s-a dorit, eu v-am spus, s-a dorit ca la Bacău să se întâmple cam ce a fost la Suceava. Nu s-a întâmplat. La Bacău, la Spitalul Județean de Urgență, se întâmplă lucruri bune de vreo 10 ani de zile, de când a venit domnul Șova în Consiliul de Administrație, a avut o contribuție esențială în schimbarea la fața acestei unități spitalicești. Managerul a făcut față în această perioadă de COVID, nu s-a întâmplat ce a fost la Suceava, avem investiții importante în derulare și mai pregătim și alte investiții la Spitalul Județean de Urgență. Dar în relația cu oamenii, fie că salariați ai spitalului, fie că-s pacienți, fie că-s șef de secții, lucrurile au scârțit. Iar acest lucru, dacă se întâmplă de pe
o poziție care, într-un fel, antamează și organizația județeană PSD, nu mă face măsură să nu mă îndreptățesc să fiu mulțumit. Iar despre ce se va întâmpla la Spitalul Județean de Urgență, cu siguranță veți discuta cu președintele nou ales, care evident trebuie să-și pună amprenta pe ce urmează și ce pretenții are, ce de la toți, ce așteptări are, ce strategie are, ce viziune are, ce strategie de comunicare, pentru că și comunicarea la Spitalul Județean de Urgență n-a funcționat la parametrii care trebuie. Că Spitalul Județean de Urgență n-are purtător de cuvânt, cum ar trebui să aibă. N-are, atunci trebuie să ai un manager care să comunice. Când toată lumea e cu ochii pe sănătate și e ațintită pe Spitalul Județean de Urgență, această instituție trebuie să comunice bine și eficient și la timp. Și să le spună celor care au pus sub asalt această instituție în martie, aprilie, mai, iunie, iulie, să le spună lucrurile în față. Nu să se teamă că unui prefect, altui viitor președinte de CJ, altui deputat, altui ministru. Amintiți-vă câtă furie era pe fața lui Miroșanu sau lui Paler sau lui Tătaru când la spitalul municipal le-am spus, dom'le, da, ține 3 milioane de euro pentru acceleratorul de particule, că avem investiția, stă să pornească, și aveți grijă cu acel spital modular că nu recepționează ISU. Și au fost foarte mulți nervi. Chiar domnul Paler m-a făcut într-un fel care nu-i face rușine. Eu mârlanul domnului Paler nu sunt. Am bunul simț la mine și știu să lucrez cu el. El este nesimțitul care nici acum nu a reglat episodul prin care s-a împiedicat să doneze sânge din cauza mea. Pentru că i-am spus și atunci, i-am spus și acum după alegeri, era corect să-și ceară scuze pentru acea minciună sfântată, că a mers să doneze sânge și cineva i-a spus că nu las eu, centrul de transfuzii fiind culmea în subordinea Ministerului Sănătății, coordonat de guvernul pe care îl susține domnul Paler, iar după alegeri a aruncat cu vorbe în stânga și în dreapta. Că demisionează sau nu demisionează din PNL nu ne interesează pe noi, dar să spui că s-au fraudat alegerile în județul Bacău și s-au dat între 100 și 300 de euro, nu vă supărați. Am spus și atunci, sper totuși ca Inspectoratul Județean de Poliție să se sesizeze, pentru că dacă organizația PSD a umblat cu milioanele de euro în duminica alegerilor, păi înseamnă că nu mai trebuie să fim aici, în fața dumneavoastră. Dacă nu, cere scuze, nu chiar orice poți vorbi. Sau poți vorbi, dar ai parte de replica pe care o meriți. Și eu cred că, de fapt, nu e vorba nici de milioane de euro, e vorba exact de puțin control psihiatric, din când în când. Are, dacă n-a avut minte să-și dea seama că n-a făcut nimic 16 ani pentru Bacău, nimic, nu este un proiect legat de numele lui, acum, sigur că și-a creat singur acest timp liber. Știu, am comunicat mai departe, și aeroportul trebuie, pentru că sunt în zadar eforturile care s-au făcut acolo, și eu felicit încă o dată managementul de acolo și Oana Chelaru și toți cei, dar partea de comunicare trebuie rapid optimizată, pentru că este o instituție în subordinea Consiliului Județean și care trebuie să va fi iar în vizorul oamenilor. Mă bucur că au început să decoleze și să aterizeze avioane. Ne-am ținut de cuvânt și am terminat acest obiectiv. Nu știam noi atunci că înaintea campaniei electorale la parlamentare. Dar astăzi aeroportul internațional este misiune îndeplinită, cum ar spune italienii, da capul al fine. De jos din intersecție de la aeroport până sus la pista finală. Până la turn. Până la turn, da, exact. Este un obiectiv de care chiar suntem mândri și unde influența noastră a fost decisivă. A întregii echipe. Sorin Brașoveanu, Lucian Șova, subsemnatul Ionel Floroiu, când era vicepreședinte, Oana Chelaru. Unul singur nu poate să facă toate aceste lucruri. Dacă mai sunt întrebări, mai știți alte partide și au mai anunțat candidații? Nu. Eu sper că nu doar PSD-ul să propună un medic,
Și am văzut, totuși, eu zic că medicina și cu politica de bun simț și în interesul oamenilor fac casă bună. Și trebuie să facă acest lucru. Dacă tot ai spus de alte liste, ne putem da niște detalii despre cariera în PSD-a lui Florentini și Florini Prime de la... Eu vi le-aș da, dar mi-aș dori să nu fie retras. Mi-aș dori să nu fie retras și vi le-aș da. Dar le am, să știți. Eu vă promit că miercuri mai facem o conferință de presă după depunerea dosarului de candidatură. O să vă anunț ora, dacă rămâne ora 10, să nu avem alte probleme tehnice. Mai facem o conferință de presă, va fi și doamna Purcărin prezentă. Vă va împărtăși și ea gândurile cu care a intrat timid în acest demers pe care noi l-am propus, recunosc. Și atunci poate mai vedem ce candidați se mai validează. Oricum, vor fi documente interesante cu domnul Știne. O să vă placă, dar să rămână candidat. Pas cu pas, zi după zi. Mulțumim frumos, după amiază frumoasă. Mulțumim.